astăzi sunt 18 decembrie 2023, este legal constituită și poate desfășura lucrurile. La ședință participă un număr de 14 consilieri din total de 14. Este necesar să alegem un președinte de ședință care va conduce ședința sau ședințe următoare, trei ședințe următoare, și Consiliul Local al Comunei Invers. O să vă rog să faceți propuneri. Prima propunere. Deci, Cărjanu, nu mă supărăm pe care. Nu, 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 dar nu e vorba de asta, e vorba de bun simț. Când poți să fii la cuvânt, să nu te-a dat cuvânt.
De bun simț vă răspund că subiectele au fost foarte bune pe care le-ați propus, dar doar că le-ați amestecat în proiecte. Domnul președinte, sunteți cadru didactic. Dar ce scrie un om la diversi? Fost președinte, da. Acum atunci ce ne-am avut. Deci și dovadă este că... Vă rog frumos să respectat. N-are nicio prea, niciun... Adică ai închis ședința și măcar... Nici nu știi ce vrea să vorbe, ce vrea să vorbe. Zii, dacă știi, din nume de acolo. Da, hai să vă începeți de asta. Luați-o pe penalizare. Ai, dar e greu de mine. Te scriu acolo? Nu, 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 situată în Tarnava 20 și ce urmă, 23 pe 1. La solicitarea adresei instituției prefecturi, de sub acolo numărul 1916-23-11-2023 și reflectată prin soluționarea la data de 28-11-2023. Proiectul 3. Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului local al comunei de județ sub acolo, de anul 2023, inițiat de primar și avizi din partea tuturor comisiilor de specializare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului și tuturor subordonate Consiliul Local de Vestul Bacău, inițiat de primar și avizi din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului pachetul de Crăciun, stabilirea sumelor, procesarea, achiziționarea acestui comunal de Vestul Bacău, inițiat de primar și avizi din partea tuturor comisiilor de specializare. Da, avem 4 publicări de zi, propun și diverse. Domnul președinte, să fac produsul. Cine este pentru? O de zi, o diverse. Da, 5 proiecte de zi. Da, 6 Deci acum trecem la aspectul numărul 2, direct, nu? Da. Că fiul lui tot... Da. Am lăsat principiul ăla, terminam la ghele. Stai așa, trebuie să scriu. Deci acționezi pe ceva? Da. Da, scrie la cuvânt. Pentru plângerea făcută pe urmă. Deci putea, da? Da, scrie la cuvânt. Domnul Coase, domnul Luțiu, Remus, Jori Cuciun, eu îmi dau cuvântul să tu îmi dai când îți vorbesc tu? Acum dați? Putem propune că poate vorbi fiecare. Fiecare, dar nu e deschis. Oricine cine poate vorbi, doamne. Că are ceva de spus, nu este înscris la cuvânt. Toți care au discut ceva, da. Vă rog, domnule, nu știu eu. Da, ce vreau să vă spun la proiectul respectiv? Ne-am votat la ședința anterioară proiectul respectiv. Știm foarte bine că proiectul a fost ok, nu avem noi treabă ce se întâmplă acolo, noi nu știm unde e parcela și tablaua respectivă,
Dar mai cu seama aș fi de acord și ar fi normal să chemăm o persoană de la compartimentul de specialitate. Ca doamna inginer, care să ne spune că pentru un minut. Am avut multe acuzații pentru că cineva mi-a arătat că acolo am eu teren. Păi eu știu că poate ai acolo teren. Știu, am casă și am teren la Oț și la Limbiez. Dar... Spuneți exact, da? Cine v-a acuzat. Știu că lumea cine a acuzat. Bejunarul. Așa. Bejunarul era. Fostul consilier. Soțul, da. Soțul, gânței, da? Că tu nu știi, habar nu ai, că eu am teren acolo, dar hârtiile nu fac dovada că tu ești proprietar. Trebuie o persoană de specialitate care să dovedească, să-i arate, să-i atribui că acolo este terenul respectiv. Și cel mai în cauză ar fi doamna ingineră. Cred. Așa. Și cred că ea o să dea răspuns la toate problemele care sunt. Da. Deoarece am spatele acestui proiect de hotărâre, au fost niște documente în care cadastrale. Consiliul local niciodată nu a făcut nimic nici documentul niciodată. Dar n-a nicio treabă doamna vegetară în ședință la ora actuală, pentru că doamna inginer ține totul. Doamna inginer, veniți la orice proiect, dacă am chemat toată comuna, ce am fi? Nu știu că da. Ce vreau să vă spun? Pentru că nimeni din Consiliul Local și-a luat Consiliul nu știe că terenul respectiv este acolo. Nu mai cum să știi cu domnul. Da, dar mai ales că sunt investiții care sunt prin cetățenii comuni. Dacă nu este un cică contra chiar să vă spunem. Toți fișcanți vremați, dar cum ceva de mai. Nimeni n-a fost împotrivă sau dacă dânsa are terenul respectiv, nu a fost nimeni împotrivă să nu-i dăm terenul sau... Așa un comentariu, dar doamna inginer. Dar doamna inginer... Să ne explice doamna inginer să vorbească pentru tot. Eu am făcut doar un material ca și la o plângere prealabilă. De plus, da? Nu știu ce trebuie. Da, absolut. În care am exprimat că tarlaua și parcela care face obiectul acestei stații de cartare și acestui teren nu se suprapune cu terenul doamnei care a făcut plângere. Nu, hai, mai doamna inginer, cum a spus, nu se suprapune. Adică nu are nicio treabă în acoperă, da? Nu, da, să înțeleagă. Hai departe. Am exprimat, dacă puteți să-mi dați materialul puțin, da? În care am spus că la solicitare, ca să se treacă în domeniul public, eu nu mă ocup de domeniul public sau privat, da? Eu am făcut un raport al compartimentului de specialitate doar pe date tehnice, exprimând că la identificarea terenului în cauză de către firma de cadastru care a făcut cadastru, ridicarea topografică, a identificat în tarlaua 20 CC1000, cum vedeți că e materialul, CC1083 pe 1. Pentru că 1083 simplu este un titlu de proprietate alături. Da? În momentul în care s-a făcut, am făcut în spate, uitați că am și identificat și am arătat, când doamna a venit și a făcut plângerea, a, bine, justificat. Eu la raportul meu de specialitate am exprimat că terenul e liber de sarcini, că n-a fost solicitat a fi reconstituit și că nu se suprapune cu alte lucruri de proprietate. În momentul în care doamna a făcut plângerea, am luat titlul de proprietate care face obiectul discuției dumneaei, mai exact după telimbeci A1, da? Titlul de proprietate 49.456 din 10 februarie 1995, da? Și doamna dezbate succesiunea în baza unei sentințe de partaj 2148 din 2014, în bază de acord de mediere, adică fiecare și-au împărțit loturile cum au dorit dumneavoastră. Absolut, s-au înțeles, da? Probabil a fost inițială discuție între dumneavoastră. Doamna are lotul numărul 2, l-am făcut cu verde, se poate vedea, da? 3.000 de metri atribuiți. În tabla 20, 1078 pe 4, cu vecinătăți, la nord, Lucu Botezatu Elena, la est, Ghinet Sandu, la sud, Cristea Constantin și la vest, Drum European. Ori, dacă s-ar vedea în planul nostru de situație ce vecinătăți avem, nici nu se cumpă una cu cealaltă. Ne avem treabă, terenul doamnei este în tabla 20, 1078 și am pus planul în spate, da? Iar terenul care face obiectul situației noastre este aici. Ori doamna are aici undeva, unde nici, uitați, 1078 unde este.
Domnul primar. O întrebare acum. După toate chestiile astea care s-au tocat și blocajele astea primării, care, cred că din cauza asta nici nu avem apă, eu cred. La un moment dat s-a blocat tot, lucrările, tot. Cine va plăti toate erorile astea care se fac și care le-a dus la adresa primării? În primul rând, vreau să vă salut și eu, pentru că nu am vorbit până acum. Bună ziua și bine ne-am regăsit. În primul rând, cetățeanul plătește, nu plătește nici primărie, adică noi toți. Noi toți. Adică noi toți. Noi toți plătim pentru că obstrucționăm. Și eu cred că este și voi. Da. Eu nu vreau să vorbesc mai mult, dar vreau să vorbesc un punct. De 30 de ani, deci după ce s-a pus în aplicare legea 8 și în ulterior celelalte legi, cu retrocedere, nu s-a plâns nimeni. Toată lumea a fost mulțumită. În momentul când încercăm să punem la punct un sistem, un loc unde noi avem, cum trebuie să facem, cum putem să facem investițiile, dar să fim corecți, ne-am trezit și eu nu cred că întâmplător cu aceste obstrucții făcute chiar din consilieri locali, din rudele lor. Cine? Nu am adus eu? Spuneți, dar de vreo, de aici au plecat toate, dar ei nu funcționează din cauza lor, nu mai merge la pașul. Și dacă trebuie, să plătim ca și instituție, noi o facem în limita posibilităților, dar acolo este de interes public. Acea investiție este de interes public. Și nu vorbim de anii 90, după 90. Acolo a fost făcută din anii 60, cred. Că mai mult de 50. Sursa de alimentare care venea pentru centrul Livez. Cum îi zice? Casa de apă. Castelul de apă. Tot acela a fost un circuit complet de alimentare cu apă a centrului Livez. Ca să venim în 2023, poate 2024, să venim să spunem că domnule, apoi mămica, tătipul, eu, nu mai știu care, mi se pare că nu sunt lucruri la locul lor. Dar, având în vedere faptul că totuși primăria își face treaba, prin angajații care avem, am constatat și s-ar putea să mai avem surprize. S-ar putea să fi fost pus și retrocedat la timpul ăla. Dat în loc dacă crede că trebuia făcut ceva. Și nu cred că cei care au pus în aplicare legile, acum vreau să spun cu doamna inginerul și el, ulterior, după ce s-au împărțit terenul. În 2007. Dar putem vorbi cu cei care au pus înainte. Și să ne explice exact situația. Acum prefectura și toate organele care au fost la înțare. Am dat o înțare de prefectură. Așa, noi am decurs la lucrurile de a apăra instituția noastră și de a pune pe calea cea dreaptă, legală. Cum poate că și noi până acum puteam să facem lucrul ăsta? Mai bine. Adică, chestiile astea rele, domnule primar, domnule președinte, vă întrebi dumneavoastră sunteți în măsură despre și cu stația de captare de la CAP. Așa s-a întâmplat și cu stația de captare de la CAP, cu aduc pe cineva o persoană, pare pe peste. Ce se întâmplă cu chestia asta? Se întâmplă o funcționa? Domnul Remus s-a făturat un act, un așa a fost și punând el, din cauza domnului avem Milan ar fi terenul lor acolo, s-a dovedit că nu e asta, nu e nimic. Uitați unde ajungem. Deci ajungem la un prostit. Nu se facă treabă, dar îi vrogează pe drumul. Dar cum să? Pe aici nu puteți să mai aveți acces la cultură. Cum să? Deci toate sunt la vedere. Mai este făcută o sesizare și către instituția prefectului, unde am trimis informarea cu toată documentația care a stat la baza emiterii acelui titlu de proprietate, unde 460 a solicitat Elimbeciuan și a primit reconstituire 7.0083 hectare. Deci mai mult, aproape dublu decât a avut. Toată documentația este trimisă către instituția prefectului, ca să comunicată și nu sunt făcute de mine. Sunt cereri din 12 martie 1991. Da? Pentru că, trebuia să sunt interese să blocheze niște lucrări, să blocheze niște... Prealabilă, da, doar pentru plângerea prealabilă. Eu cred că ne-am înțeles, cred că sunt multe, doamna și Mulțumesc, doamna. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna. 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 Mulțumes
copii ca să-mi aduci bine. Dacă vorbim de stația de mobil din spate, asta a fost mai, s-a mai făcut discuții în anul de cursul anului decât de domnul Lungu, tot ce era el acolo, să vedească care mobil. Bun. Dacă ne uităm în monitorul oficial, o să vedem că în 68 terenul ăsta a fost expropiat și trecut în domeniul public și privat al Comunei Bucurivenței. Da? De ce n-am fost informat proprietarii și mi-a zis aici? Deci, în monitorul oficial, acest teren s-a aflat și compar și terenul aferent, să știți. Așa. Uitați, avem monitorul aici. Deci, discuția, trebuia să participe doamna Bejnav la această ședință ca să ia cunoștință, să înțeleagă ce este vorba. Poftim? Da, da. Bun. Dar eu întreb domnul primar până să ajunge la cer plângerea asta făcută că a prefectură. Noi n-am a trimis un document, nu trebuie să nu păi, doamna a făcut la către prefectură. Prefectura ne atrage atenția nouă că se... Da, da, da. Nu s-a plecat așa aceea chestie, nu mai știu cine sunt vecini. Eu uita așa pe aici. Eu eram vecini. Deci în situații, mă întrebam de situații, nu suntem vecini. Că când suntem vecini cu ei. Ce treaba pe mine? Eu am pus la domnule, băie, vezi că... Nu, n-am nicio. Adică în momentul când ei au sesizat prefectura, noi am pus la dispoziție. Și asta la baza acelei hotărâri, care noi am dat, de fapt mi-a dat o hotărâri de Consiliul Local. În care noi am cerut pentru intabularea, am pus pentru intabularea terenului respectiv, să-l intabulăm și ulterior să-l băgăm în inventar în domeniul public. În momentul ăla s-au sesizat cetățenii, de asta v-am zis, persoanele respective și ne-au făcut plângeri la prefectură. Prefectura ne-a cerut un punct de vedere. Da. Punctul de vedere noi l-am trimis exact ce aveți noastră prin masă. Este trimis la prefectură cu tot ce trebuie. Chestia este că ei dețin o suprafață din ce era ieșit mai mare decât au. Asta e să vedem. Nu-i treaba lor. Deci treaba noastră. Da? Deci ne trebuie important. Deci treaba noastră că în momentul când ai în față că cineva deține o anumită suprafață fără să o aibă în acte, primăria are. Dar eu vreau să întreb un singur lucru și ultima oară. Din ce motive, la ora actuală, când s-au început lucrările la polul la state respectivă, a început obstrucționarea și... Nu, nu, am început să fac reclamații că am și eu teren, Până acum nu s-au obstrucționat. Domnul Remus, eu le-am. Ia filmează așa, dacă mai spun vorbim. Deci, prin o concluzie. Deci, terenul este al primarului, pe el nu e public și privat al primarului. Este monitor oficial și nu am nicio discuție. Ce a făcut doamna Bejnar? Nu era o problemă făcută în eroare. Da, nu, după tine e văzut în eroare. Da, nu, după tine e văzut în eroare. Deci, eu vreau să spun altceva, că atunci când facem chestia asta, avem multe ne informăm. Păi, cine e asta? Noi nu suntem aici atunci ca să ducem urmă în eroare. Dar nici ca să ducem noi. Eu am zis, oameni trăsit la cuvântul de la special, care e voastră relații sociale. De ce pierdem noi timpul aici? De ce pierdem noi timpul aici? De ce cineva este lăzare? De ce trebuia să o iei? Este neclaritate între documentele care le ținem noi și documentele care le ține primăria. Este neclaritate. Noi, în actele primăriei, nici măcar nu apărem ca vecini, că în realitate și fizic existăm. Bunici acolo au stat. Este neclaritate între actele care le avem noi și actele care le ține primăria. Noi, în actele primăriei, nici măcar nu suntem ca vecini. Doamna Bejenar și familia a cerut o comisie a primăriei să meargă la fața locului, să nu mai meargă la prefectură și așa mai departe. Domnul primar a zis că nu poate să facă comisie, că nu mai este legal. Poate să rămâne de atunci cu documente în față. Și încă vreau să mai zic eu că o problemă, domnul Costea, posibil să aibă dreptate,
familia respectivă a mai făcut, dar știm care știu, eu vorbesc pe știu, că n-am știut de așa ceva, că știu de ce au în familie, că și la CAP-ul, dar posibil să nu fie aceeași suprafață, ca să fie sigur, la CAP-ul li s-a luat o suprafață, li s-au luat și li s-a dat pe deal la antenă. Aia, nu știu, eu mai mult de atât în familia asta sunt venit din 25 de ani, nu știu, eu m-am uitat pe documente, am zis. Nu există, noi nu existăm ca vicenți. Și ca să închei, domnul președinte, terenul ăsta a fost expropiat, trecut în domeniul public la primărie, dar în prealabil, el a fost luat de către tribunal. Asta e ta primărie, asta e ta primărie. Spitalul, prima dată terenul a revenit spitalul și odată cu trecerea la primărie, el a trecut în domeniul public. Asta e nu vă regăsesc vreoasă pe acolo. Ei am luat proprietarii să facă cadastru, în primul rând, i-am luat la cine să facă cadastru, în momentul care se fac un cadastru, o să se vadă. Da, domnule, dacă vă mai zic una, dacă chiar nu înțelegeți, domnule, dacă din bază de actul primăriei nu rezultă că vecinul are vecinarul ea la cercutare, nu există, de ce se cheie? Se facă un cadastru. La primărie, pe ce se cheie? Se cheie, să facă ei cadastru. O să facă, bineînțeles, să se facă. Dar actul respectiv, primăria trebuia să dea la proprietar din ziua când au început discuțiile. Nimeni nu dorește să blocheze nimic. Discuțiile astea cu voi, așa. Mi-ați făcut voi, mi-ați tot să blocați de fiecare dată, faceți numai altă. Hai, astea sunt chestii politice care... Nu sunt chestii politice, domnule, nu sunt chestii politice. Cetățenii au puțin cu adevărul. Ai venit la adevăr, tu ai venit cu culturul, cu mărtii și îți bagi de oameni. De fiecare dată, la ce apelai tot la fiecare dată. Sunt înțeleg? Nu e nimeni politic aici, am zis să facem treaba. Am zis să facem treaba, tu ești politic. Ei sunt politic. Ei vorbesc politic. Da, ei vorbesc politic. Ei nici măcar nu sunt vecini, dar nu sunt vecini. Ați afirmat că aveți teren acolo. Nimeni nu va vorbi. Am văzut, aveți un titlu de proprietate. Dar asta nu înseamnă dacă aveți un titlu de proprietate, înseamnă că sunteți pe acel teren. Nu mai duceți lumea în eroare. Este clar că duceți lumea în eroare și mințiți. Fiindcă vreți să blocați toate demersurile bunii făcute de primărie. Că sunt și lucruri bune, sunt și lucruri care nu sunt bune. Cu sigur, aici e un lucru bun. Vorbe din instanță și vorbe la vizionare. Păi asta, voi să treceți în cont. Noi acum să spun că de instituția privată, se informez și am hotărât Consiliul Local legat de plângerea prealabilă a vegetarului de azi. Așa cum poate hotărâ din Consiliul Local? Nu. Au avut multe vedere multe siguranță, dacă își rămâne, cu așa de reacție. Nu avem un proiect, în primul rând, pe punctul 2, de nu există proiect, iar la doilea rând, nu se specifică dacă revocăm hotărârea sau nu. Bun, dar ce a pus să spune asta? Păi trebuia să spunem dacă revocăm hotărârea. Ce se revocăm, domnule, să te ajută, dar și revocarea. Aici e un cuvânt, o discuție la plângerea lui Doamnă de Ce scrie, ce scrie pe jurnalist? Asta e explicat la proiectul respectiv. Cu ce acțiune? Da, nu este o problemă. Domnule președinte, vă felicit pentru performanța asta în 3 ani de zile. Să fim și noi. Ești... Da. Haideți să trecem un pic... Am fost atent la toate discuțiile, am răspuit un pic documentele care ne-au fost puse la dispoziție. Cu siguranță, noi ne vom menține punctul de vedere vis-a-vis de apropierea Consiliului Local, dar totuși trebuie abordat cu atenție această situație, pentru că, așa cum spuneați, e posibil să mai întâlnim și în alte părți. Dacă se deschide cutia Pandorei, să vă mergem mai departe și în alte. Dar nu asta este problema. Dacă regretatul consilier de domnul Nicolae Părea, astăzi altfel era discuția aici. Pentru că era singurul măsură sau singura persoană care știa adevărat. Eu mă aduc aminte când am pus în tabulăm acel drum de exploatație, el s-a opus. Spunea că e drum pe pământul lui, dar că tot timpul, da, toate că el este prins în acest plan de situații. Colegul Costea are dreptate că acest teren a fost trecut în domeniul public și privat al comunului, nu de altfel.
Și vă spun că acolo, din când s-a făcut spitalul, s-a făcut cea mai mare poate. Exact. Acolo. Oamenii au fost, din ceea ce știu eu, au fost despăgubiți pentru acea suprafață de teren. Dacă eu... E o neclaritate în ceea ce privește situația vecinătăților acolo. Eu dețin în arendă terenul, dar nu e o societate în care sunt eu. Și avem, avem în arendă de la, și de la Dejenaro și de la toți cei care sunt vecini acolo. Problema este și mărul discordiei a fost creat în momentul în care primăria s-a dus și a curățat marginea gardului. Eu aveam aceeași problemă în anii trecuți, pentru că erau vecini și de la Badea, ei sunt vecini și în partea de sus, sunt și în partea de jos, înspre Tazlău. Deci numai că locul ăla este scos. A făcut parte din suprafața lor de teren cândva, dar a fost, ei au fost retribuiți în altă parte. Nu știu cât de mult s-a ținut cont în documentele care au fost emise lor, titlurile lor de proprietate. Dar cu siguranță acela este terenul prins acum. Este inventat, nu putem să facem acum rabat de la... Păi ce facem? Singura problemă care poate să fi luat în discuție, acest drum de exploatație. Noi, când am făcut în planul situației, când am făcut cei la Toposistem, l-au dus până la marginea gardului, deci au trecut cumva prin capetele suprafețelor lor de teren, dacă vă uitați. Numai că la două venea, drumul de exploatație, dacă uităm, trece exact lângă proprietatea lui Lungu, unui avut casă, baba. Da, dar știi, acolo, el nu ducea cumva la noi, acolo ar fi o discuție, în zona aici. Să ne oprim cu drumul la curs, în fața casei lui Lungu și de acolo să găsim o altă bucată. Casa bătrânească, da, casa bătrânească. Acolo este discuția. Acolo, până la urmă, ceea ce privește pretențiile lor, nu pot fi de acord. Adică, nu că nu sunt de acord. Ele pot fi negociate, discutate, dar trebuie să fie dovedite. Și nu trebuie să intrăm într-o polemică, acum care pe care, acui și cine va folosi terenul. Interesul ca terenul ăla să-l folosim în scopul pentru care, într-adevăr, a fost. Și oamenii, ca să o spunem pe aia dreaptă, poate nu se creau aceste discuții, dar oamenii aveau apă la conducă. Dacă nu era apă la robinet, nu se crea această problemă. Dar trece peste problema asta, sperăm să o rezolvăm. Păi vă spun că ea acum au apă acolo și nu-i mai interesează. Ai înțeles? Nu știu dacă au apă. Prin închiderea către Orșa, acum au apă permanent. Și acum nu le convine ca oameni, ok, situația. Da, deci, din punctul de vedere al nostru, eu cred că să fie să ne menținem așa doar, dacă există cumva posibilitatea să reglăm un pic cu drumul de extra, drumul care se ajunge acolo, ca să nu creăm așa vreo, să se că cumva pe terenul lor acel drum. Ei, probabil, s-au luat din cauza titlului de proprietate, care în titlul nu a fost modificat niciodată, dar la respectiv. Sunt conștiți că dacă se face o comisie din partea primării, doamna inginerul merge în teren și măsoară suprafața din teren, și se face un plan de situație cu terenul care... Dar se poate face ca să rezolvăm și problema lor, să le spunem că domnule, uite, ați fost întâmplat, domnule, ție să mă văd din timp. Avem atrei probleme. Dacă e totul în domeniul public, dacă el e prins de tație, dacă să nu aibă el suspiciune, îi faci domnul de tenderea ma tale. Ție să mă văd din timp. Hai să-i fost. Mă trag post. Cum să nu? Sau să-ți facă plan de situație. Plan de situație. Plan de situație. Singura și cea mai bună cale era să-și facă pe terenul lor. Exact. Și știa după aia ce parla ai, ce par, ce nu, ce aveți, ce ne-a făcut. Și după aia veneam la discuții. Da. Bă, uite, vreau să vrei. Dar exact ce spunea domnul președinte. Un titlu de proprietate, că acum mai știm și noi. Nu înseamnă că ești pe titlu. Și autoritatea, să știți că sunt foarte multe titluri de proprietate care cu nu pot respecta la oameni. Exact. Sunt două, trei, chiar, poate și mai multe. De asta apar undeva pierd. Pe intabulă. Apare, dar la 200, fac ce la 10, pe 1. De ce nu te pune de intabulă? Trebuie valorificat. Asta e proprietate. Deci eu cred că acel document care a spus domnul Lăsea. Domnul Lăsea, nu există așa. Deci el venea aici, se ducea partea să luată pe lângă proprietatea lui. Probabil aici tot oamenii se conteste la un moment dat. Da, dar la faptul de unde este și da? Bucățica noastră, dar drumul se oprea undeva... Dar nu ești mai cadastrat. Aveai cadastru și de cadastru? Nu, 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 plan de situație. Nu, plan de situație. Oficiul de cadastru, dar dacă când ești litigi, nu-ți dă. Nu-ți dă, nu-ți dă nimic. Deci, în primul rând, domnul consiliar, stăm atâta timp când există acest litigiu, noi nu se putem face nimic. De ce? Deocamdată vorbim de
Da? Poți să mergi, poți să faci. Da, domnilor consilieri, acel document care l-a prezentat domnul consilier, eu l-am avut prima dată și noi l-am zis prima. Trebuia ca să trimită acest document. Ia să sunt documente, dar nu prosimile care... Că-mi scrie bine ce 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 și nu are în evidență vecinul, dar ce treaba are primăria? Să vii să vă faceți lecții de bine, dar așa v-ați mutat cu gardul acolo la, la cum se cheamă la iarba, v-ați mutat cu gardul la bani, curat tot. Este excavator, bulbe excavator jos. Ce ori trebuie m-a putut adică? Asta este, nu se stă. Pune greșit jos. Păi, bravo, acum trebuie. Așa faci cum? Așa faci cum? Acum cum mă duc eu dacă nu-i tabulat acum? Cum mă duc excavatorul? Se vinde la declarea? Tabulat? Cum a venit și aici? Primul venit, nu se vinde asta, au venit și de aici acum. Că zice, dacă se intabulează, nu se mai prezesește. Domnul ăla, ce-ți a trebuit? Eu vreau. Bun, de vreau. Erau tot mai sus, erau când. Erau ce legătură, ei tot mai sus acolo. Domnul președinte, domnul președinte. Dați-mi domnul președinte. Da, și cadastru. Că ești până în față. Domnul viceprimar, domnul viceprimar, domnul Sturgiu. Da, domnul viceprimar. Da. Domnul președinte, dați conștientă. Dosarul verde e a mea. Nu eu n-am marat. Uite, 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 uite. Mai aveți ceva de-a făcut, da? Nu, domnule. Nimeni ține în punctul de vedere, nu vă să vine greșit și discuția asta. Și discuția asta nu trebuie rost, dacă venea la instituție. Eu cred că nu e dialog între proprietar și primărie. Să nu dialogul, că dacă era dialog, cred că nu se ajunge. Da, 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 da. De cine vorbești niciodată nu am o discuție cu mine. Și hotărârea. Deci niciodată și eu vă spun că nu vine niciun din doamna Biela, nici bejonarul Biela care tot au nu știu ce zic, dar niciodată nu am discuție cu mine. Dar niciodată nu am discuție cu mine. Acel terer, nu supravine niciunul, noi menținem. Da, deci vreau un dialog. Acum l-am discutat, dar l-am trimis în regulă. L-am trimis, da. Și tu și la prima vorbire. Trimiteți procesul verbal. Nu, da, și extrage de procesul verbal. Înțeles, da. Cu ce s-a discutat? Bun, dacă trebuie cineva să suboteze la... Dar ce suboteze? Textul pe care l-a spus. Textul nimeni ține, mă, suntem de acord cu ceea ce... Nimeni ține, mă, voi nu semnați, voi nu semnați aici. Eu semnez și așa. Vă Nu, 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 nu,
cu rectificare de pe cuvânt. Chiar la cuvânt pe primul. Eu deja am chemat de doamna. Putem discuta, o să zic, nu știu, domnul Pompeată, să fie așa, am fost întrebat, ce mă din? Specialistul și prezentăm de țară, înțelegeți și voi. La ce sunt temă? La bugie. La bugie, la bugie. Rectificare, bugie, da. Rectificare, bugie. Am primit bani, sunt bani. Am primit, bine. Da, primit, bine. Dă-mi o rătură, dă-mi o rătură. Avem cu plus? Bine. Cu da, nu, da, nu. Îți aprob, dacă e cuvânt, ce-am de cuvânt. Da, da, da. Așa-mi de cuvânt. Și bine stă la formație acolo. Vreți să trebuie? Stă reușit și Sorina cu bracărare la cauză. Nu mai e. De care ai deșteți răpurile, dar nu mai merge la tot ce zic. Dar vine la putere, puterea mea dată să schimbă treaba. Înțelegi și el. Da, 4 miliarde. Știi ce am întâmplat aici? Să nu-i nimic așa de primă. Foarte, foarte puțin bani la drum. La drumul și pol. Nu știu, pâine. Din zăpadă. Din cauza asta? Din zăpadă. Dacă avem cu zăpadă? Nu, nu-i zăpadă, domnul secretar. Da, da, trebuie să apropie de contractul de... Din zăpadă. Din zăpadă. Bună. Dacă nu-i zăpadă. E bun că de lângă astea 400 de mii au mai fost primiți și bani pentru încălzire sau ăștia trebuie să-i pun tot din bugetul? Din astea 400 de mii până în 900 de mii? Da. Deci banii pentru încălzire urmează să-i primim de la bugetul statului, dar noi trebuie să-i primim în buget ca să putem face plății. Nu avem nimic, 400 de mii, 900 de mii, mă vorbim și... Acum, am înțeles, dar am spus-o dinainte, dar cum se pare că am vrut suma asta românii, 900 de mii. Nu, le dăm pentru un cărțel. Da, nu lasă de ea. Da, dacă tot comuna are tot. Vorbim de perioadă în care avem o ordine, o ordonanță de... Adică din călzire se dă pe locuință sau pe persoană? Nu, persoană. E persoană? Da, pe persoană. Locuință se dă. Nu, așa au tocmit o sară? Persoană, nu se știu ce au făcut. Dar persoană, nu pot bine? Intră într-o contradicție. Nu știu, că eu n-am încălzirea locuinței. Eu nu știu ce e chiar tocmit. Nu știu, se mai multe persoană. Să vă exemplu, eu am o persoană convocat și nu am crucifat. Chiar dacă moare bine, nu am crucifat. Pentru că vrești într-o locuință, unii intră mai multe salarii acolo. Da, și asta e putere. Adică aia care au luat, spune, dar nu știu cum e așa, s-a făcut și anul trecut, s-a verificat, după aia, pentru că nu prea mult. Nu, dacă s-a spus dar nu trecut și sub, da, așa, nu am nicio adică, stai, eu ce, la fine și depune și regulă, ce vrei să trimit acasă, cum vrei, că sunt mulți, cum e de acum, nu doamne, ai primesc, nu știu, dar ce s-a organizat, o să așa. Eu sunt convins că cei care au contribuit și cei care sunt implicați și responsabili de acest dosar. Nu, mergem cu suspiciune deodată, nu mai vine. Eu știu de unde vin, îmi asum ceea ce spun, chiar dacă se vor uita la masă spate, eu știu că nu sunt organizat. Că sunt mulți, domnule, dar noi prin bătăria asta nu avem, că nu știu ce, uite, domnule, eu sunt uitat pe domnule.
ca să se înțeleagă. Aici că acum ai fost primar. Da, dar din cază iau majoritate. Iau nu, dar ăștia, nu? 900 de mii de lei. Asta e electoral. Nici ce-ți arată la acest lucru. Nu, e doar pe un mic. Ca să se înțelegeți. Aia nu-ți bani de la asta. Păi milion de lei. Da, 900 de mii s-a aproape 2 milioane. Eu înțeleg și o fătunde avansă că spunea așa. Nu spune tot ce spune de la altă. Eu știu că foarte mult e... Acești bani nu sunt de la bună. Și dacă nu primeau cetățenii din comunalități, tot nu făceam lucruri, pentru că nu erau la drumuri, nu aceea la drumuri. Adică, dacă ei, dacă au beneficiat, ce pot să-i fac la atunci? Dacă s-au încat la și iar revin. Da, dar când e cont, dar m-am spus. Dar chiar domnul președinte a spus că, în referatul doamnei Ionescu Dana, este necesară stimularea așa pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Da. Clar, deci nu persoane. Eu îi referat cu doamne Indana. Păi da, dacă vă uitam, în anul referat acolo, scrie 851 de persoane, oricât e pe lună, nu, 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 se zicea din locuință, nu din persoană. Dar am mai făcut fiecare camere cu deci, persoane dintr-o locuință se face la 20. Toți trebuie să încălzesc. Că au făcut și mă, și-o puteți, dar atenție de rol, cam și-o camere. Că nu vine niciun venit și trebuie să facem. Da. Dar e în ausură. Nu am vrut mai. Păi, acolo spate sunt niște anchete sociale. Eu am spus că nu prea poate să vreau. Și-o asumat. Și-o asumat astelul social? Eu vreau să spun altfel. Mare. Cum spun, mă, cei care cer ajutoare, tot ăia cer și drumul. Tot ăia ciumeșează și ceva. Și s-a noștri, și s-a noștri. Nu e greu. Vedeți că e greu. Vedeți cum noi trăim în România și mai putem. Ați mai solicitat? Sunt și mai. 30 de lei pentru pachetul la copii. Și v-am luat de la urmă. Da, nu, 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 da, noi am luat titlul cumva și o sumă pentru a vedea de ce să nu stai. Dar să știm și noi. Să vă dorim. Și care să zic cum? M-am cuprins. La cașca. La cașca. M-am cuprins în vară. Și n-am făcut-o și am fost în vară. Să le aduceți America. Dați Consiliul Local. A fost de acord. Dar eu am spus. Corect? Păi... Da, dar și eu spune. Și să știți. Vorune, vorune, vorune. Cât bani a strâns domnul primar pentru evenimentele care au loc? În bani. Anuale, în bani. De bani. De bani. Să din bani să lucre acolo. Să mai duci și acolo, da. Asta nu știu eu, mă știu o întrebare. Văd ce cheltuieli la învățământ. 2000 de lei. Cu vreo obicei și tradiții. Nu, capra mea. Sunt pentru perfecționare. Pregătire profesională, deci este adresa. Deci eu văd 2000 de lei. După 2000 de lei, v-ați solicitat pentru cursuri de pădoare? V-ați solicitat la noi de 2000 de lei? Nu, 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 nu,
Și aprobări, așteptăm avizul de la EON. Deja au fost interiore și măsurătorile, le legăm de la transformatorul Nea Jean. De la Nea Jean, traseul este pe lângă societate de acolo și coborăm în mare. Va fi Brașcănel suteran până într-un anumit loc. Va fi lângă gar, să sapă până jos. Nu mai e. Ar fi ok ca primăria să-i facă niște solicitări, să grăbească un pic lucrurile pe lucrurile. Am făcut toate demersurile posibile și credeți-mă că am stat și achiziții și toți care au făcut ei, a chemat aici și au... Dacă l-avea pe un iubi și prima era tot timpul pe teren și rădați-te pe apă. Și cum așa? Hăi, el a arătat la 6 luni, mă, n-am mai așteptat nimeni. Azi poate ne fi învățat lucrurile acum. Nici 6 luni, mă, nici nimeni. O minută am venit, nu s-a venit Dumnezeu. La mine 6 luni s-a făcut. Hai, poți să mai așa. Hârtie, am întrebat, deja 1500 oameni nu apar de vedere, am fost o clară. Nu! Păi, am adresa primit acasă. N-am spus pe ședința locală. N-am spus pe ședința Consiliului Local. Adresa mi-a trimis. 1500 de persoane. Pe cele 4 sate nu figurează la... 1500 de persoane. Am spus 1500. Nu știu unii. O ce avem afară trebuie să vină cu documente, să justifice că, într-adevăr, aveți documente. Eu, prin adresa primită, avem 400 de persoane care au făcut documente. Restul nu au făcut niciun fel de documente. Deci să nu mi-i păcălea. 1500 oameni sunt mai... De ce ne fac? Să vedem două stăți în urmă. Eu am prezentat doar pe a mea, ce-am primit-o eu. Și-am spus-o clar. Ce e vorba de suma care noi la zona salubritate? Este o sumă enormă. Este sumă. Nu este alocare directă, adică cât... E o subvenție. E o subvenție, nu? Am primit prelevată. Deci, acum, problemele astea... Da, știm. Nu, au fost... Nici suma asta nu ne afectează la dezvoltare. Dar restul trebuie să-l spunem, frate, de buzunar cu lui, dacă noi spunem că e 10 lei, de fapt, gunoiul la o persoană, e 150, 500 lei. Păi asta trebuie să facem noi aici, dacă vrei să crești. Nu mai, deci, dacă nu suntem de acord să crești, dar nu plătești și toată lumea, atunci am dat gratis, dar nu știu cum bani, atunci am dat gratis. La toată lumea. Da, ca ce deschidim mai plătit? Păi ce facem deschidim mai plătit? Noi o lună, două de zile, îmi vine răpiuța în forță, îmi vine frumos, îți vine frumos, cu ce faci aici? Îmi vine din copii, bă, nu poate să fac agentul fiscal, unii să-l pe teren și să-mi iadă. Eu mi-am și spus punctul de vedere, 1500 de persoane nu figurează în bază de date. Deci, de acord, așa fac de cărătură, dar nu cu ei, la cei care plătești o bată, plătești o bată, nu e regulă. 10 lei nu e regulă, sunt 10 lei.
Codin Mărinte. Deci ar trebui niște lungă modificat. Am considerat hotărât să fie mai jos prețul. La magazine, dacă vă puneam în prietul, la metru pătrat, și știu ce vă spun, ca să recuperez, când mai publicăm de aici, că știm noi, trebuia să punem sume enorm la societate. Și știți că am discutat. Adică de asta zic că să gândim și așa și așa, am gândit tot tot filmul. Eu n-am societate, n-am firmă, n-am nimic, dar nici nu pot să mă vorbim de la. Că știți cum e, bă, ăla mai face, nu știu ce, dă-i capul ăla. De asta zic, posibilitățile care le avem într-adevăr, sunt minime, nu avem atât de multe posibilități. Dar să faci costul vieții, să ne ducem, păi întrebuiți-vă să ne ducem în 15 lei. Și vă aduc capul acum, a făcut de 15 lei de persoană. Nu, 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 omul corect niciodată nu ezită să nu plătească. Plătești, omul corect tot timpul. El nu știe chiar dacă are apă, chiar dacă el vine să plătească. 100% nu strânge nimeni, nu plătează nimeni. Hai să fim serioși. Da. Nu se strânge 100%. Niciodată. Nu, nu, niciodată. Dacă vine unul și-mi arată un primar și spune, domnule, am 100%, eu mă duc și nu, toți avem. Nu mai mult să mai puțin. Funcție de ce avem în ajutoarele sociale, acolo se vede și gradul din comună. Acolo vezi, bă, ăia are 10 la social, mai avem 200. Adică diferența aia, noi trebuie să o gândim, că avem și probleme sociale. Noi avem și probleme sociale, nu trebuie să ne gândim. Adică vine și spune că să arătăm degetul ăla că e social. Nu, poate omul are și sunt mulți care știu și prieteni la mine, iar nu au posibilități. Că vine și spune, doamne, doamne, stă, nu știu acum când ne trebuie să fie, care știu face. Dar asta e problema reală. Avem probleme sociale, nu trebuie să, și nu s-au făcut acum probleme sociale, nu de când îl sunt eu. Tot timpul a fost. Avem și așa, și așa, oamenii asta e. Dar sunt comune care au 6 la ajutor social. Și vă dau pe spunea problemele și îmi dau ce treabă. Dar la noi avem și dacă avem un trăsul, însă am moști, bun, curent, asta e. Încercăm și ei să plece, bă, dragi mei spune, dar de ce să plec? Bă, de parcă era o anul trecut mai bun. Așa, acum s-a făcut. De ce vă zic? Păi așa crește în taxa, o pui și o pui cu 15 lei pe ești. Voi mă votați și m-a scos cu nimic din tot. Voi mă votați cu ceva. Doamne, nu-i bine a spus în Marisa. Păi nu ca așa. Sunt mai bine. Păi asta e. Bun. Și ăsta e unul dintre lucruri. Recunosc. Deci nu se fac în trasele cum ar trebui, cum aș vrea. Cum ar vrea primar. Orice primar. Vă dați seama că la trebuie să facă în casă seama. Nu știu cum aș vrea el. Că nu vine nimeni. Dacă vine un primar, te văd spune, băi, nu mai încasă. Cu bani nu se face, dacă vrei să-mi iau capul ăla, faci de lucrurile alea de găsima, da? Da? De asta nu sunt casele. Da? Cu 1000... Vă dau răspunsul, că eu vă dau cel mai bine. Eu dau bani, cu 1000 de lucruri, și voi să-ți dau bani. De asta se face. Măcar de ăștia care punez bani la căjoșa... Haideți, dacă vă discutăm așa, și cred că nu-i diversă, dar cred că la diversă facem așa. Hai să facem o echivalare. Să vedem cât încasa dumneavoastră de grad și cât încasează. Vă spun, zi-ai diferență plus mare. Că domnul le dați, bani pe căldură. Dar nu le dau eu, le dă statul, le dau eu. Ce dracu, ce gunoi să-l plătesc eu? Dar dacă sunt cadrează și o veniți să-l cadrează, ce să-i fac? Bă, dar gunoi să-l plătesc eu? Nu îl plătești, pentru că acum să faci un casă la tău. Domnule, ce ai să vă spun un lucru? Poate comună îl plătești. Deci, nu este asta, este pentru și în casă vrei să facă. Vă dați seama că... Mă, dacă din căldură și din astea și din... Nu dau, acolo sunt... Da, acolo se strângă, acolo se strângă, dar poți să nu poate că nu... Eu plătesc strică, bar, tot anul și ăștia ne la 2 ani plătesc odată. Bine, am înțeles, eu vă spun să vă spun clar, fiindcă am o adresă făcută, am solicitat și v-am spus că de cele 4 state, 1500 de oameni, Orșa, Livez, Bălăneasa și Prăjoaia, Iscăliga și Coiana, nu mi s-a dat. Deci pe 4 state sunt 1500. Am adresă oficială. Oficial, 1500 de persoane nu se regăsesc la taxă și impozite. La, nu taxă și impozite. Mai adaugă și să stai în Exact, vă spun mai mult de jumătate, nu plătesc, nu se regăsesc, fiindcă e campanie electorală. Asta vorbim. Acești oameni plătesc tot. Acești oameni mergem la taxă și vreți că plătesc tot. Restul nu plătesc, fiindcă ei nu au rol și nu plătesc. Că tu au rol altcuieva, dar ei nu. Figurează cum vor ei, e campanie electorală. De ce vrea să agentul? Agentul agent, 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 agent,
5-10 persoane, 1500 pe 4 sate, am adeverință, am scrisă clar, semnată de primar și agent. Clar, 1500 de persoane nu se regăsesc deloc. Este clar. La număr la taxa de sunt fică la impozitele nicio legătură. Pentru pe care... Dar se la căldură, nu? La, la, la căldură, fii sigur că sunt trecute. Deci sunt atâta. De ce sunt atâta trecute? Păi de asta noi jumătate plătim, jumătate nu plătim. Este de asta nu se plătim. Tot subvenționăm. Fiindcă asta este ca... Uitați-vă, putea să verificați... Cum dată nu știu, e un altul, cum vreți? Adresa trimisă, trebuie să răspundă cineva. Dar mi se domnul primar să ia măsuri. Am și spus că domnul primar să ia măsuri. Este semnat de către el și trebuie să ia măsuri. Este caz penal. 1500 de persoane nu s-au plăcut. Numai pe 400. Am și spus-o, am făcut adresa către Consiliul Local. Trebuia să vă înștiințeze. Nu mai știți undeva. Dar dacă nu declar banii, face evaziune. Bine, evaziune. Face ceva. Păi este clar. Face campanie electorală, favorizează anumite persoane pentru vot. Știm cine votează și cum votează, știm foarte clar. Dar cine este Sătălu? Cum îl cheamă? Coacă Ghiță, dar în el este casierul comun. Vă dau mai mult? Știu eu ce am întrebat. Văzut Coacă Ghiță? Dar în el. Ăsta vă dau, este la taxi curs, vă dau clar. El am semnătura dumnealui trimisă. Pentru că nu telefonul sunt în proședință. Să zic clar. Deci am o adresă oficială trimisă, semnătura originală. Deci nu figurează. La comunță. Cei care au scutit și au venit cu adevărate scutiri sunt 400 de persoane. Restul nu există niciodată. Nu, nu spun. Ei nu au făcut calcul. Așa din slabii pregătiri nu au făcut calcul, nu știi. Cu noi suntem peste 5.000 locuitori. Iar la taxa, ei au făcut calcul pe rol. Atent ce mintea. Dar acum nu se compară taxa cu rol. N-are nicio legătură, n-are nicio legătură. Noi trebuia să ieșim la taxa peste 5.000 de locuitori. Poate recuperăm acum, adică... Este vrăjeală. Eu am spus clar. Dosar penal. Este clar, favorizat de cineva. Nicola, stai mă, dar nu știi. N-am acuzat primarul, fiindcă primarul, cu o patrimisă certate, în care i-a trimis, nu s-a nominat. Oficial cu primarul verificat. Primarul verificat. Am și spus că te dezbați, dar nu mai revisam. Am mai spus și tot am văzut, știți? Colegilor mei și domnilor consilieri locali, că acest proiect de hotărâre, inclusiv celălalt care sunt, nu sunt suficient de motivat. Așa. Deci, din punct de vedere al codului administrativ, acest proiect de hotărâre din impozitul și taxe locale, care, din nefericire, nu este suficient de explicit care este motivația pentru care s-a suplimentat organigrama și statul de șură. Și atunci, ce se întâmplă, măsă locală? Lăsați-o! Păi asta e părerea domnului secretar!
Sunt lăsat. Dar domnul și-a dat aviz. Da, am dat aviz. Am dat aviz. Am dat aviz. Din nefericire mi-a dat aviz. Deci, până trage, eu consider. Nu e trage. Consider, nu, nu, nu. Ce m-a fac scris? Eu consider că ar fi trebuit mai bine argumentat în Consiliul Local în documentele care s-au prezentat în, în Consiliu, referat de aprobare, nota de fundamentare, raportul acompaniamentului de specialitate. Când s-a făcut, modificare prima dată. Nu, acum. Prezentat acum. Da. Pentru că consider că trebuie un fond comun administrativ mai bine motivat. Să o prezentăm atunci. Ce ne prezintă situația asta? În ce sens? Cine este cel mai bun pentru fărerea? Păi dumneavoastră, din cum să-ți vedeți doar să identificați. În primul rând, măsură primar, că el își face o organigramă cum vrea el. Dar tu-i funcția pe baza resursului. Baza resursului. Nu știu care este resursul de aici. Nu știu care este resursul. Eu am compartiment, ce spune? Compartiment de specialitate. Eu vreau și spun, vreau un port, dar nu o să nu mă rog. Adică apără decât primar, nu am mai lăsat salvatorul. Din alt salvatorul, nu știu, primarul, primarul. El vine acum de semnătura primarului, este găsit orice document, dar în partea aia altă este compartimentul de specialitate, care își doar de fără asta face. El este reprezentativ al UAT-ului, el este șeful instituției și spune că e ok, ce-o nu s-a luat, nu ce-i cu mie. Nu ce primar, apără și eu, fă ce spune popa, nu fă ce spune primar. Ce face? Chem un resurs uman, dacă vreți să știți toate. Nu eu pot să chem solicitarea voastră, voi puteți chema. Eu nu mai am trebuit. Dar nu știți, că nu sunt de primarul. Nu. Da, dar el trebuie să-i spune. Eu. Că din punctul dânsului de vedere, nu s-a făcut o săptoare. Dar nu s-a făcut o săptoare. Este prea mărit și că ce nu e clar. Cauza și vreți să aveți ființa. O să doar mă de clar. Am înțeles, domnul. Instant l-au dat un verdict. Dacă domnul te clar împotriva la instanța care a dat verdict, înseamnă că să dim în altă rupă. Dacă îți spun ce vreau, ce problemă, domnul? Am și eu două întrebări pe proiectul. Dăm semnătate. Dacă aveți răbdare, vă spun la mine. Hotărâi de la propriu, gata. Merg înainte, la mine. Prima întrebare. De ce avem la ora actuală dat să iasă față o hotărâre cu treia și asta 2020? Cum ar fi dat de prima întrebare? De ce avem domnul? Întrebare. Întrebare. Lăsați spun că ați lucrat pe aici, vreau să pun întrebare. Lucrați un pic. Domnul consilier, că ați spune exact întrebarea care și-am pus-o. Deci, întrebarea e de ce avem o hotărâre judecătorească. Definitiv, ce e la un an și ceva de zile... Doi ani. Doi ani. Doi ani. Eu mă iau după data de 3-6-2022. Da. Nu, 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 2020. Uite, pronunțată prin un contract. Da, când s-a pronunțat? Da, vorbim așa. Eu vreau să vorbesc oficial. Eu vorbesc oficial. Atunci avem... Atunci s-a terminat cu atunci. Nu, nu, nu. De ce avem acum hotărârea și nu avem... Nu avem atunci. N-am pus atunci. Da, de ce avem la un an și ceva? Asta e la întrebare. Bun. A doua întrebare este cea, îmi spune așa, cu drept de ea formulare plus. Scrie aici, în hotărâre, știi? Zice, anulează hotărârea Consiliului Local. Da. Și apoi cu drept de ea formulare plus în termen de 15 zile. Atunci a făcut. Atunci a făcut. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, atunci a făcut prima hotărâre de recurs. După care s-a făcut recurs și acum ai venit unul. Atât, acum ai venit unul. Asta e un tăbărat definitiv. Aia a fost prima. Bun, dar de ce mi-a ajuns mie acum? Nu știu, pe asta nu știu. Dacă trebuie să-mi răspund, domn primar, de ce hotărârea la care eu cunoștință acum mi-a ajuns la un an și ceva și nu la trei luni, să zic. Dar nu la un an, că ai fost prima cu decât. Ai fost prima serviciu de că nu era definitiv. Nu poate să o pun în primar, nu e definitiv. Dacă nu e definitiv. Păi nu, acum este definitiv. Nu am pus o acolo, nu e problema mea. Dar nu este definitiv. Dar nu este definitiv, nu avem nimic definitiv. Asta vreau să spun. Acum, domnul
deci eu am un consiliu local, așa de simplu, dacă puteți să răspundeți domnul primar, da? Domnul primar vă răspunde, statutul ăsta de la dumneavoastră. Mi-ați răspuns că s-a făcut recurs, mi se părea și deci, nu înțeleg de ce eu la cunoștință tocmai acum, la un așa. Pentru că acum trebuie să înființați schimbat postul și înființați din nou postul. Asta a fost. Nu putem să înființăm un post din nou dacă nu avem... Nu îl înființăm, îl transformăm. Deci am ființat, este un lucru și nu putem înființa nimic acolo, dar de transformat în interior, unde aveți bun. Postul o hotărâri care nu este definitiv. Dar nu, este dat de unde avem? Asta a fost un pic. Dar nu neapărat ca să transform un postul să ai hotărâri. Dacă eu consider că în organigram am un loc unde nu-l folosesc așa, putea să-l folosesc de alt sector, nu trebuie să am o hotărâri de dat. Pentru ce mai am la cunoștință această hotărâre pe care se motivează într-un fel transformarea acestui post? Tocmai ce spune domnul secretar? Atunci am spus să chemăm resurse umane, v-am spus-o clar, da. Deci e vorba că ați spus să-mi asum un vot. Exact. Că n-am vorbit pentru mine, n-am vorbit pentru mine. Acum chemăm de la tine, tu știu să-i vezi aici. Da, să-ți spui voi, trebuie. Mă dau cu sumă, de vreme. E limite. E foarte bine ideea. Exact, o să întrebare. Da. Pentru că mă gândesc că de la acea perioadă și până acum mai puteau fi rezolvate niște lucruri. Că mă gândesc că după hotărârea asta o să mai vină, din câte am înțeles, că e un proces de desfășurare și nu știi despărbunțul pe care să vrea să se plătească. Consiliul local. Dacă... Ce poți? Fiindcă... Mă dau și eu! De-a spus? Dacă... Da. Se punea organigrama atunci, probabil se punea la pe care vrea să le angajezi persoana aia să facem apoi. Și-o să plătea de trei. Că bani de niște bani. Adică omul ăla chiar vinea și muncea pentru banii care vrea să ia. Acum nu mai trecut deja un an și ceva. O să ia niște bani degeaba și o să ia tot de la bani. Nu vorbesc de pe numele de cei cărbișor. Ca o paranteză, n-am mai votat organigramul până acum. Da? De atunci... V-am spus că nu e legat. Mai multe ori. Dar am spus că nu e legat. Am spus că nu e legat. Nu, mă toate. Din vorba că am votat organigramul. De la momentul ăla am spus că nu se fac lucrurile așa. Nu trebuie. Nu, era chestia că trebuia să avem hotărâri. Asta cu primul organigram. Sau când a venit ea imediat. Da. Asta am putut să fie. Eu am înțeles, clar. Deci a zis că, să vă spun, nu este definitiv. Acea persoană era angajată în momentul când venea hotărârea pe angajare. Nu e lăsat așa, domnul consilier. Mai sunt niște termeni. Deci omul respectiv nu poate să vină încă, nu e final ca să vină la muncă. Ca să poți să-i facă încadrarea în baza unei hotărâri de cătorești. Da? În momentul când vine hotărârea în care îți cere să faci angajare, din momentul ăla trebuie să te conștiți. Să pui în aplicare. Atunci trebuia să înființăm postul de atunci. Deci... Dar eu, domnule, dacă permiți, două pe data de două. Ne știu un vorbă, domnule. Cum se poate hotărâre de consiliul local? Anula, când noi, în momentul când intră subiectul pe ordinea de zi, domnul secretar al primării, el răspunde de legalitatea acestui punct pe ordinea de zi. Eu mi-aduc aminte în mai multe rânduri că l-am întrebat pe domnul secretar, nu în cazul ăsta, dar poate și în cazul ăsta. Este legal să luăm discuții publice pe ordinea de zi? Bun. Consiliul local a dat o hotărâre, da? Și ce a făcut? A scos din ordinea de caligramă un post, da? Noi n-am treabă cu persoana. Nu vorbim cum respectiva persoană, îi treaba ei că până la urmă dreptul omului trebuie să recunoscute, a câștigat un proces anulând o hotărâre de Consiliul Local. Că noi în Consiliul Local noi avem, putem să reducem sau să aducem postul în Consiliul Local. Cine a greșit, domnule? Nu pot. Întrebarea este cine a greșit? Nu reducem, domnule. Nu, domnule președinte. Cine a greșit în momentul când s-a făcut treaba asta? Pentru că dacă judecătoria a dat o sentință, înseamnă că undeva s-a greșit. De ce spun lucrul ăsta, domnul primar? În mai multe rânduri, cel puțin în mandatul ăsta, în ultimii ani de zile, noi am mai pierdut niște proces și o să mai pierdem. Și am rugămintea, domnul primar, atunci când se pun în discuție probleme de genul ăsta, care țin de interesul oamenilor, dar și a primării, să vă consultați de fiecare dată și să o luați o lege cea mai bună. Eu sunt convins, cum spunea și domnul Crăciun, că vom mai avea procese care primăria le va pierde. Pentru că n-am știut să ne pune la punct. Eu nu țin minte... Hai să vă spun puțin. Nu mai stăteu cuvântul. Eu nu țin minte ca
care în ultimii ani de zile se pierdut unui proces în modul pe altul cu bani foarte mulți. Dacă păi ce facem noi acum? Eu nu vreau să aibă grijă altceva să spună ce are de spus. Păi noi colectăm, am făcut un calcul sumar. Păi noi adunăm de la populație în jur de 10 miliarde de lei și plătim anul ăsta 6-7 miliarde penalte sau proces. Despre gubii, păi normal, așa ceva. Pentru asta plătește lumea taxe și impozite ca să plătim din neștiință unor oameni care au dreptate, ca fel și dar proces. Adică trebuie să ne mai punem și nu care poate răzmi, ok, nu mai să vrem să facem, trebuie să mai și gândim dacă ceea ce facem este conform legii. Uitați, de asta am părut procesul. Dacă în stil local nu e normal așa ceva. Domnul... Păi noi ce facem acum? Introducem popor în faliment pentru că nu știm să ne facem treaba, nu sunt părat. Asta e un punct de vedere al meu și asta spun de fiecare dată. O hotărâre din Consiliul Local nu poate combate legii organice. Da, am înțeles. Hai, lăsăm un pic să domnul șeful la urmă. Da. Păi dacă ce eu am văzut, m-a pus întrebarea cu domnul. A pus-o corectă și trebuie să răspunde cineva. Da, cineva va răspunde, da? Sigur. Iar venim la chestia că șeful gândește într-un fel. Iar ceilalți trebuie să gândească pe lege. Pe lege, dar nu acum. Când vorbim de procese, care le-am pierdut, o parte suntem din nou, pentru că s-au deschis, să vă aduc aici la cunoștință, din nou spre verificare, acele sume spre Vosta sau așa, postul care a plecat la pensie. Și avem procese pe lor, oare noi în care să recuperăm niște sume care am fost forțat de un executor să le plătim atunci, dar s-a constatat în urma evaluărilor pe contabilitate, pe expert contabil, că de fapt, nu sunt sumele aia, suntem în procedura de instanță, a venit expertul de către ei de la Bacoace, a solicitat, adică suntem în procedura. Dar tot o greșeală, tot ar personalul de aici, ne-a dat mai mulți bani decât trebuie. Nu. A fost instanța, deci cu executorul, au cerut sumele aia. Deci, noi le-am dat pentru că sunt bucă, dar acum am deschis pe rol să fă lucruri corecte, exact ce trebuia să primească. Bun. Aia rămâne discuție. Și o să vedeți că o să fie cu recuperări. Avea recuperări din date în prin lucrări, care o să fie recuperări. Adică suntem într-o chestie de la asta, din instanță. Domnul primar, cine e divin în toate chestiile astea? Primarul, orice caz, nu știu dacă este, sau cine e pot dus până la tot să-și soacă la ilegalități de sezon? Domnul președinte, dați-mă aici. Da. Păi față-mi primar, domnul inginer este venit aici. Da, haideți că avem un alat de lucrurile. Nu am fost aici, așa când s-a făcut în anul ăla. Păi ce următura asta fiind sigur că am vrut? Da, nu-i pot la și mă gătea. Primarul, ok, ține. O zi bună, domnul. Da, domnule. De la baza proiectului stă și hotărârea de hotărârea asta care nu este definitivă. Noi, de fapt, o zi bună, domnule, că persoanța, dacă nu mai vedeți, să nu mai chemăm anul ăsta? Mai nu trebuie o hotărâre a ei în Consiliul Local. Deci noi n-am avut niciun compromis. Nici de lucru. Văd că omul s-a adresat instituției prefectului. Iar prefectul a fost în proces primăria, Consiliul Local. Deci noi nu vorbim despre interacțiunea dintre Consiliul Angajat și Consiliul Local sau primar. Deci vorbim de omul s-a dat la prefectură și e normal ca prefectura să ia act de asemenea situații și să mergă de fiecare strată dacă este sau nu legal. Din punctul lor de vedere a fost ilegal. Și atunci de ce vrește Consiliul Local să anulăm hotărârea? Atunci, întrebarea mai este următoarea. Dacă așa este. Nu știu dacă nu s-a trimis cumva, la fel cum ni s-a trimis cu cetățenii, să analizăm, eu știu, hotărârea, să o anulăm. Poate noi n-am vrut să o anulăm. Domnul primar n-a vrut să o facă. Păi, dar a venit pe ordinea de zi? Am venit pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pe care se liceară anulea. S-a văzut că nu s-a destul la programul de treabă, prefectura le-a dat în legală. Și s-a câștigat în instanță. Asta e. Asta e. Și de aici s-a dat la asta mare și angajatul. S-a văzut și așa de care merge să-și ceară niște drepturi. Foarte bine. Se simte normal. Păi ce am face? Atunci dacă ne-am trezit noi să facem ce ca să vedem. Nu trebuie să urcă nici jucăm cu vieții oameni. Sigur că da. Nu ne jucăm. În funcție de ambițiile personale pe care le-am durat la bancă. Deci într-o instituție nu ne răbuim noi să ne răzbunăm politică la toată campanii lor. Nu știu, pentru că să aplicăm legea. Pentru toți. E mai ușor să angajezi un om decât să-l ia. Da, ca uși să treci.
da? Se pare mă. Asta e. Toți trebuie să avem dreptul și toți trebuie să suntem mai. Păi fața a spus. Puneți în fața. Și dacă sunt oameni care pleacă din instituții, dar pleacă făcut de politică, poate vă fost scăpare, poate vă fost dar ceva, până la urmă de asta suntem aici, trebuie să fie bine, nu facem, nu putem, nu știu. Asta e altă... Dar ce ce? Acum ce să fii, ce răspund? Normal, cum ce trebuie să știi ce? Vorbim de procesul cu angajarea cu doamna de asistentă socială. Și în ce statul de proprietate? Eu cred că... Domnul Jurescu a preluat undeva, era început toate demersurile. Eu, dacă îmi permite să intervin, eu cred că ar trebui să exige un pic către că domnul Cornea. Că dânsul nu are domnul. Dacă are ceva de spus. Dacă are ceva de spus. Păi asta nu se fac, dacă are ceva de spus. Așteptat să vă dă explicații, după care comentați. Vorbim, nu înțelegem nimic. Domnul, unde s-a ajuns să se facă? Cum s-a ajuns la situația? Deci, așa cum știți, a fost hotărârea de Consiliul Local, reorganizarea statului de funcții și a poate de specialitatea primarului. Acest post a fost restructurat ca urmare a suprapunerii atribuțiunilor de serviciu cu persoana care mai este angajată ca funcționar public, adică respectiv Dana Ionescu, cunoașteți? Da, nu te dă Așa. Și pe baza hotărârii Consiliului Local s-a emis această dispoziție de restructurare. De desfințare de postului. Și dispoziția de concediere. Da, da, acolo postul nu se poate desfința două persoane, fiindcă acolo e vorba de persoane, deci nu știu viața unui om. Nu e postul liber ca să-l poți modifica. Era, e diferent, se mai. Se poate trimite concediere, asta e determinat codul da. S-a concedierea individual sau colectiv. Exact. S-a considerat că e suficient un singur post și s-a... Păi cine a considerat? Domnul președinte, pentru ce s-a votat desfințarea postului? S-a votat Deci, deocamdată, se judecă în faza de fond. Este al doilea termen. Este avocatul Țifescu, care se ocupă de dosarul respectiv din partea luatului. El a luat dosarul din 2021, de aceea nu am intrat eu pe dosar, fiind luat de dânsul din momentul respectiv. Și va duce până la capăt. Vă rog. Dar noi vorbim despre hotărâre. Bun. Nu vorbim despre hotărâre. Nu vorbim despre hotărâre. Citiți motivarea, că aveți hotărârea definitivă în față. Adunarea Hoceleu. Care este motivul? Și care e acolo motivarea? Care a fost motivul pentru care... Dar scrie acolo. Dar de tot citiți motivarea asta. Dar motivul nu se găsește nicăieri. Noi am votat din cauza. Deci a zis că nu există referatul cu compartimentul în buget de contabilitate. Punct. Acolo. Știi? Și nu i-am discutat cu ea. Are motivarea instanței. Dar ce poți să se... Da, eu în momentul când am luat decizia de sfințarea cheltuielii, nu s-au pus în față, am numit declarația ale cetățenilor că s-au susținut anumite etichete. După ce am luat desfințarea acestui post, deci sunt teatru părerea mea, după ce s-a terminat desfințarea acestui post, n-am mai fost vinovat pe X, a trebuit X-ile, de aici am urmat în ce am urmat la altă dimensiune în teatru, în care suntem prinși la politică. Dar poți să vorbesc, domnul nu. Deci este adevărat. Eu am votat și colegii mei care au votat, am votat și am votat cu bună credință că persoana respectivă a substras bolul. Domnule, vorbim de documente! Nu! Vorbim de documente!
existat raportul compartimentului buget pentru asigurarea de venituri și ceea ce scrie hotărârea de Consiliul Local. Din cauza aceasta, nu s-a... Acest chiar acolo. Din cauza asta s-a... anulat procesul. S-a anulat hotărârea. Corect, cum? Păi, ce stai? Să o zice la aici, în cazul de față, să obțin... Ați văzut ce spune, nu trebuie să dați-o mai mare și să dați-o mai deci vă dați seama ce v-a acuzat, ce face? Nu acuză, nu acuză. Acuză de cineva, nu știu cine acuză. Domnul secretar, menționat acolo, domnul secretar. Deci, deschințarea, cum a fost judecat? Eu sunt primul locul angajatului respectiv, l-ați dat judecat. Judecat, exact, pentru calumnii. Da, un imoral calumnii. Fiindcă, nu trebuie să condamnați în locul hotărârii judecătorii astea. Noi am, noi am. Nu ești organ? Consilierii, nu ar recunoaște consilierii de PNL, mi s-a pus în față, în față, declarația cetățenilor, prin care se zicea că s-au sustras tichete și trebuia desfințat un post de asistentă socială. De asta? Ce s-a întâmplat? După ce s-a văzut ăsta, că s-a trezit că unul din posturile, n-aș știu ce posturile nu desfințe. Deci nu se vota. Deci ce s-a desfințat? Păi, s-a desfințat dacă nu aveam chestia asta? Păi nu știa ce post, dar nu știa că a furat tichetele acea persoană. Așa știa. Așa ne susțin. În motivare, asta spune clar. Instanța de ține ca autoritatea nu a motivat necesitatea adoptării, dar sunt de desfințare. Nu s-a Deci dacă s-a considerat că acea persoană nu justifică faptul muncii, să înțeleg. Domnul Ioniță a motivat faptul că postul a fost desfințat pentru că anumite atribuții se suprapuneau. Da. În proiect la punctul B scrie așa, la nota de fundamentare, la structură, compartimentul asistenței sociale se înființează. Acum scrie nevoie. Da. Postul contractual de execuție, consilier pe rapid personal 1, versul S superioare, iar postul devine vacant. Aștept o motivare pentru punctul B, domnul Ioniță. De ce, dacă s-au suprapus atunci atribuțiile, de ce... Acum să le lăsăm. Ai ce întrebat? Acum să le lăsăm. Bun, asta a fost un motiv. Dar vedeți ce spune judecătoria. Ea spune în felul următor că compartimentul de specialitate n-a venit cu documente în sprijinul acestei hotărâri luate de Consiliul Local prin care renunță la locul. Deci, nu mai este nimic mai acolo. Nu este nicio hotărâri pentru că ea nu este definitivă. Dar deocamdată este hotărâre. Asta este definitivă, domnul. Definitivă, domnul. Foarte bună. Din ce motivi? Am aici că anulează hotărârea, dar schimb cu drept de a formulare în curs. Nu, domnule, avem aici... Domnul consilier, ascultați, domnule, haideți să-mi
Eu vreau să spun la întrebarea mea, dacă se poate. Vă răspunde domnul inginer, dar nu domnul inginer n-a ajuns. Domnul Costea, vreau să primesc un răspuns. Gata, vreau să primesc un răspuns. Înțelege. Ca să știu ce să votez. Zice asta, eu vreau să las un vot. Cum puteți să votați? Deci, s-a emis hotărârea instanței, în care s-a revenit la forma anterioară. Și să transform în post. Da. Nu să înființează. Nu, s-a modificat numărul total de posturi, deci avem 38 de posturi aprobate de instituția pe. Deci nu este mai multe posturi. Așa că aceste posturi sunt, numai că s-a înființat înapoi, s-a reînființat înapoi, pentru că suntem social. Nu, s-a reînființat înapoi. Deci atunci, atunci nu s-a justificat. Care spune el? Nu știu eu, dar nu e bun. Domnule, e bun, din punctul meu de vedere, ce spune el? Domnule, e grav. Păi, spune domnul, domnule. Este un proiect de declarație de ce am înțeles. Aici, domnule, consiliu, pătru, după ce am venit, după ce am venit, după ce am venit, după ce am venit, la constituirea posturilor, nu are de care. Vorbim aici de asistență socială. Puteam vorbi și de divorții, cum știu, dar erau înainte. Înființez niște posturi. Eu așa știam, poate s-au mai schimbat. Se ține cont și de necesitatea sau eu știu, gradul eficient. Probleme comune. Noi vorbeam mai înainte, spunea domnul primar, că suntem cu una cu 900 de dosare de încălziri. Avem 100 și ceva de dosare de ajutoare sociale. Avem persoane cu handicap peste 50 și ceva. Avem însoțitorilor. E problemă. Cum ați ajuns noastră la concluzia că nu mai aveam nevoie și de acel post, al doilea post? Pentru că ele sunt cumva aprobate, numărul posturilor vin într-o an de an, vin aprobate de la prefectură. Nu, cred că sunt în funcție de gradul comun, în funcție de numărul populației pe care o avem. Deci și aici a fost, dacă mai stăteau un pic și mai cerceta instanța, nu eram obligați. Postul ăla venea, eu am prins două posturi de asistență socială, nu că le-am prins eu. Așa erau prinse în organigramă. Cumva aceste posturi chiar sunt obligatorii să le, așa cum ai poliție locală și obligat să le, așa cum avem administrator public, care este vacanță. Așa eram obligat să avem cele două posturi. Când erau ocupat, cum erau ocupat, toate mi-a respectat considerat că aveam nevoie. Dar eu nu trebuia desfințat, trebuia măcar să rămână vacanță. Pentru că, virgulă, gradul comunei impune astfel de lucru. Pentru că suntem o comună cu probleme sociale, cu salarii, cu probleme sociale. Avem probleme greșe, asta se spune cu multă situație sociale. De atunci v-am spus și v-am atras atenția că facem o mare greșeală, că desfințăm acest post, sau că spatem de tot din organizare. Trebuie dovadă, asta trebuie să-l introducem din nou. Nu vorbesc de persoană, cum trebuie să 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 trebuie o parte de legislativă referitor la numărul de posturi care trebuie înființat. Ca în orice activitate, în administrația publică locală. De ce trebuie să avem proiect casier și nu trebuie să avem asistență socială? De ce sunt de primă și sub patru la... Așa cum este la administrația publică locală, sunt perioade aglomerate și mai puțin aglomerate. Sunt perioade aglomerate, într-adevăr, când sunt probleme cu depunerea dosarelor cu la care șoanul ăsta am depus și am funcționat exact. Cu persoana. Deci eu vă spun și la 900 de dosare cu o persoană pe asistență socială. Deci în sala asta era ocupată din consilierul dumneavoastră și primea cerere de consilierul dumneavoastră. Știm foarte bine. Și doamna viceprimar. Și ce doamna viceprimar? Nu, viceprimar, dar și nu face ceva. Viceprimarul este gospodarul comun. A, nu-i face pe mine. Nu știi cum. Nici eu nu știu ce ai aici. Doamne mai tare. Dar viceprimarul este așa. Nu este specialistul de așa ceva. Lăsăm oamenii specialiști. Nu sunt cei care au primit dosarele ulterior. Viceprimarul este angajat pe specialitate? Nu. Faci la tot? Nu. Nu face. Primarul face și mă dă aplicat. Nu e. Nu e. Nu e. Nu sunt primarii care sunt. Domnule. Domnule primar. Înseamnă de dumneavoastră a făcut chestia asta. Angajat că nu și-au făcut treaba. Nu și-au făcut treaba. Nu știu cine răspunde. Nu și-au făcut treaba. Și trebuie angajat, trebuie treaba la răspundere. Dar nu, de ce făcut? Aici e problema. Cum a putut să dea aviz pentru așa ceva? Dar viceprimarul are la bază studii
ca primar, ați propus ca orice primar. Ați dat o dispoziție de primar cu persoane care se ocupă de dosare de la tratare socială? Eu vă am întrebat. Bineînțeles. Dacă aveți, e ok, s-a învățat asuma. Adică nu spune și ce este aici. Deci dați dispoziție de primar, vă spune aici. Dar dacă au studii în domeniul, în ce calitate au pus? Dacă au și studii? Nu știu, dacă primarul și-a spus, poate să dea, poate să-ți face noi el. Dar nu e ok. Dar de ce primarul nu vine pe bază de studii? Lăsați-mi și eu o întrebare. Nu știu dacă este legal, dacă putem solicita, că atunci când votăm organigrama, dacă putem solicita fișa postului. Să știm cu ce se ocupa cel om, nu știm. Dacă este legal, dacă este legal. Este legal, dar nu e consilier local. Ce sunt vorbirea Consiliului Local? Nu, eu întreb, domnul John, eu nu știu. Întreb, că sunt un om și nu știu. Nu am găsit nicăieri din codul administrativ că am dreptul să cer așa ceva. Tocmai de asta întreb. Dar nu există codul administrativ. Deci în codul administrativ nu scrie, l-am citit cap-coadă. Consilier, orice mare are pentru fiecare angajat. Eu întreb dacă la ședință, când se va vota organigrama, dacă îi puteți pune în ordinea de zi, ca un document suplimentar. Dar și salariile, nu am mai văzut salariile afișate. Dar e un domn misterios. Da, e doar da. Dacă este legal, dacă este legal. Era o pasare. Era cu adevărat. Tot ce este legal. Era în poate să te vorbim. Tu nu știu, un codul administrativ nu spune. Un consilier local, orice document. Dar nu are care nu spune gemă. Nu pot să închizi. Dar nimic. Nu am nevoie de nume. Nu sunt clasificat, nu avem medicină. Nu am nevoie de nume pe fișa postului. Nu am nevoie de nume pe fișa postului. Fără nume. Fără nume. Fișa postului pe post. Exact pe post. Nu mă interesează. Fișa postului, salariu, fiecare. Doar atâta mă referiam. Ca să vedem necesitatea de a fi cărui post. Dacă vă dau două ori. Nu, salariile nu știu că nu mai merge. Nici ca o mai mai. Dar nu foarte destul. Nu, eu de exemplu aș vrea o parte din ea. Care în momentul respectiv s-a considerat acele două posturi. Nu asta e problema. Pentru că orice instituție publică poate să restructureze, poate să facă prin modul bun. Da, da. Eu am întrebat chestia. Numai că a fost undeva o scăpare. Eu am întrebat chestia asta pentru că a spus că domnul Ionică atribuțiile este suprabrână. Motivarea a fost clară. În atunci, domnul primar, a fost un proiect, nu mai sunt bani, cu toate că noi aprobasem. Ați fost de ceva, banii ajungeau numai să știu oameni. Dar spui, la jumătatea altă, nu mai ai bani și să plătești acel lucru. Dar a fost bugetat. Dar el a bugetat, aici e problema. Aici e problema. Și atât de tot, a fost un domnul. Nu mai sunt. Nu mai sunt. La fișa postului și la asistență socială, cele două posturi erau unul de funcție publică, celălalt era privat. Și cele posturilor se suprapuneau, deci erau identice. S-a schimbat numai numele. Deci, practic, veți avea fișa postului schimbată la postul care îl înființăm. Nu, va fi la fie. Cum justifică obiectul muncii? Dacă o persoană care la ora nu va face... Cum? Să nu se juge. Dacă avem atâția asistență socială, ce ce subțineamă? Păi asta vorbim, mă. Avem prea mulți asistență socială, suntem o țară, o comună de asistență socială. Era vorba de asistență. Asistență socială. Două persoane făceau aceeași treabă. Având în vedere volumul... Trebuia să... Domnul era asistență. Nu se duce, că puteam să fac cantăm, fost un fără de exemplu de tot, asta nu știu ca da, puteam acasă, dar când se... Dacă să începe ca legislatul bugetar la capă, să termina anul, de la început, puteam să și cu organigram. Nu mai avem de anul posibilitatea să mai susține încă un angajat. Dar în momentul în care tu deja ai pus că ai bani, ai bugetat, ai făcut organigram, și ai în cursul de dezvolt, păi nu mai am lucru, da? Anul la pentru ăștia, dar să fie numai anul. Da, eu n-am auzit nicăieri problema că nu-i pus-o în domnul Revis. Eu n-am auzit problema. Se va urma asta imediat atunci. Imediat nu-i că... Când o să spun acum, nu o să iau în domnul. Eu nu cred că un consilier din noi... Eu nu zic toate de fapt treabă nimic. Ați auzit așa ceva de azi? Nu era, dar nu era. Dânsul nu era consilier. Era la mea să ia de la frață. Frață, nu mă știu, nu are... Te-a pus-o pe mine. Nu știu, nu are. Era pe instală. Nu știu, nu are. Da, da? Nu am venit la Facebook. Nu am venit la Facebook.
aparține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toți, faci. Domnul secretar, eu votez, dar în momentul când s-au luat... S-a emis hotărârea... Oricum, bineînțeles, eu doresc la procesul care chema și secretar să fiu chemat. Are relevanță. Are relevanță. Deci, votul pentru și o amținere de la primăria. Domnul primar, la cum domnul secretar. Și domnul secretar să mă cheme ca marca în distanță, să mă cheme ca marca în distanță și o facă niciunez. Nu tu nu pricep cine acuz. Domnul primar acuz secretar să putrea. Tu nu pricep. Și să înțelege de eu. Să renunți la ce am aprobat la început funcționarea Consiliului Local, să depun un cetățean cu 3 zile înainte în centrii. Să fie liberă! Să încercăm odată să fie liberă! Nu putem că atunci de dictatul. Domnul președinte,
Da? Da, nu mi-e voi, vă sunt ce-o spus domnul Uribu, l-am ascultat. Dar nu l-am spus domnul primar, nu? Da, de ce? Ca să oprim... Stai, răspunsul lui, cine te întreba, barat? El vrea ca să vină lumea liberă așa, pensionar, că nu au probleme serioase din comună, lasă, dar nu probleme serioase din comună. Cum vă zis că sunt foarte de... Deci nu mai ar funcți lumea. Oamenii sunt numai așa, ca să nu mai ar funcți lumea. Domnule, spune-ne probleme grave de comună. Ce grave? Eu vreau să vă spun niște probleme reale. Eu nu spun ce comună. Noi suntem aici reprezentând toți cetățenii comunei, nu neapărat de la un partid sau altul, sau pe Facebook, sau nu trebuie să vorbim tot timpul pe Facebook. Oamenii, chiar dacă vin la ședință, sau chiar dacă îți primiți, sau chiar dacă îți primiți, noi trebuie să-i reprezentăm, nu trebuie să vină neapărat cu omul ședință. Dar dumneavoastră, domnul Uribu, dacă chiar vreți să-i reprezentați, trebuie să-i reprezentați de aici din Consiliul Local, cum vreți, nu pe Facebook. Ei, din Consiliul Local. Mă lăsați? Părerea ta, păi înseamnă că nu ești consilier dacă părerea ta. Păi dacă omul ți-a spus că n-are drum, n-are, îi are nevoie de balast, are nevoie de modernizare, dumneavoastră trebuia să veniți cu proiecte inițiale, frumos, pentru drumul respectiv din Bălăneasă. Cu finanțare. Cu finanțare, din pe Valea Rea. Că avem peste tot, sunt drumul foarte red, nu orșa, peste tot. Noi avem nevoie de noi suntem aici să reprezentăm. În al doilea, dacă vreau să vă spun domnul primar, nu mai discutăm. Dacă vine un ședință, dacă nu vine, noi suntem obligați să reprezentăm. Aceeași... Aici vreau să completez eu. Ca să putem reprezenta oamenii, trebuie să venim la ședință. Dar mai dintre cele mai importante, nu pe Facebook. Că votăm, că nu votăm, când ne dăm cu părere, când ne, nu știu ce se întâmplă pe aici, trebuie să ținem aici. Ce înseamnă consilier local? Deci noi am folosit, nu sunt multe primări care au făcut ședințe din dată, extraordinare, peste extraordinare, că așa a fost situația. Ăla este rolul consilierului. Doamne ferește, e o catastrofă probată, avem gaze din comună, avem inundații pe alea. Tu trebuie să venim la voi. Nu acolo noaptea, că nu știți ce spune, că veniți și vorbim ce zici. Mai mult decât atât, cu scrisul ăsta pe Facebook, fără să fie argumente și venim trezând că completăm munca din Consiliul Local, doar că îl impozăm, nu e chiar așa. Adică trebuie să fim aici. V-ați zis, eu n-am avut și l-am repetat de atâtea ori. Niciodată n-am avut o oare politică. Am venit asta și la să-mi spune și să mă criticați, că până la urmă nu-i nimeni perfect, nu-i nimeni Dumnezeu, nu mută nimeni comună asta, cu bune, cu rele, cu perioadele care trece prin ea, cu finanțările care sunt, cu problemele care avem, trebuie să trecem. Da, trebuie să fim aici. Suntem cu... Scăde o ședință, două. Poți să-i faci, poate și când avem nevoie să nu fim prezenți. Aici eu vreau să spun, critica, că ieși în dușul, vorbești și oricine poate să vorbească. Dar ca să fie aici, 15. Nu, nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că ăsta e gradul comun. Și comuna are nevoie de 5 de aici. Da. Să știți, de 15 oameni, că de asta e calculată. Nu să ne punem băi de poți să scriem, plecăm, venim sau nu știu ce. Când banii ne vezim, că luăm vot. Când banii în urmă, noi venim și plecăm. Ce propun structura, am ajuns și consilier și primar, ce suntem noi. Dar venim și plecăm aici, nu sunt postul fix, nu suntem angajați, nu dăm examen. Examenul îl dăm în drum, în stradă, sau unde ne dăm un examen. Asta trebuie să înțelegem. Și de multe ori și-am luat sunașul, domnul Reu, s-a avut o discuție. Domnule, haideți că eu înțeleg, dar trebuie să avem și bun simț la unele lucruri. Nu putem să mergem numai, numai puteți, dar nu te oprești, că nu vezi, că se mai schimbă lucrurile. În bine, sunt și rele, nu suntem noi prima comună să ne filmăm, că avem un oaie de nu știu unii prin stații și prin popași și prin tot unii grei, nu avem. Dar nici celălalt nu au vreo... Adică suntem acolo și noi. Cea mai plasă, cea mai urâtă comună. Dar primul rând, ne faci și noi, cu toți. Da, dar omul nu poți să zici. Dar nu face parte din comunitate. Dar nu este, adică... Eu vă zic așa, a 10-a mea oară, la oamenii care vin în comuna să se investește, ce-au muncit o viață, mi spuneți că sunt pregătiți. Tu ești noi,
Dacă a fost și un lucru bun, ați face și o lucrurile, într-adevăr. În comună chiar e cam vraiște, cu apa. Nu avem apă. Știți despre ce e vorba? Trebuie să faceți ceva, să grăbiți lucrările la captare. O zis un lucru, s-o făcut toate. Trebuie făcut, nu știu, trebuie faceți ceva să grăbească. În al doilea rând, am atras atenția de mai multe ori să decolmatați șanțurile și vin ploie. Faceți ceva. Nu ai înțeles. După care, ca să-i aduc acolo și domnului Rebus, că dacă chiar vrea să reprezinte un cetățean, poate să reprezinte consiliul local, nu interesat interesează. Dar nu cine și nici nu trebuie să fie cetățean în consiliul local. Domnule primar, faceți ceva, că aveți ceva bun. Faceți ceva și duceți pe drum, Bălăneasa, Valea Reală, Orșa, Poiana, Livez. Niște bani la asta. E sub orice critică. Măcar atâta lucru. Ce putem să facem? Restul, mai vine Remus cu proprietate. Poate face un pui. Poate face un pui. Dar face un drumul. Da. Da, domnul. Domnul, vreau să vă ascultați. Vorbim, da. Pentru că tot suntem la capitolul diversei, chiar bine se tratăm la diverse, într-adevăr, mă repet și cu problema cu apa. Domnul primar, chemați firma care a umblat la drepturile de la Bălăneasa. Totuși, suntem rândiezi de iarnă de acum și în perioada asta niciodată nu s-a întâmplat ca drepturile de la Bălăneasa, chiar dacă poate să spuneți altceva, drepturile să nu asigure minimul de apă pe Bălăneasa, Livez, Orășa și Crăjor. Deci, așa și pe erau copii în continuare, este secetă, dar așa mai revenim. Acum, chiar cum era august sau iulie, umblați acolo, puneți pompă de mare putere, pentru că asta trebuie acolo, nu vorbați după ce spune, noi am o pompă de 7,5 kW, nu cu 3,5 kW. Haideți să rezolvăm problema. Rezolvați problema la Orșa cu bana, dați drumul să ajungă la Orșa acolo. Sunt lucruri, deci sistemul ăsta a fost... Sistemul ăsta a fost văzut cu cele... și-a funcționat cu cele două captări. Captarea de la asta, tot avem discuții pe acâi, legală, ilegală, a fost făcută ca o suplimentare. Da. În perioada secetoasă, ea asigura volum de apă în rețea pentru a trece și de apă la scărița. Nu ne bazăm numai pe alimentarea. O să facem pe asta și tot o să spuneți cum este apă. Haideți să rezolvăm problema, rezolvați problema drenului la Bălăneasa, că acolo s-a greșit ceva. Da. Nu e bine. Cum trebuie reci? Nu știu dacă. Greșit de șantier trebuie rechemat. Putem să mergem să-i ajutăm și noi cu niște soluții, cu noi în zona mai bună. Bine, mai sunt niște lucruri de acolo în zonă, ne punem pompele de acolo să meargă. Haideți să rezolvăm numai lucrul de rădere, că nu e rădere. În al doilea rând, nu știu dacă ați observat, asta pentru domnul consilier cu sloc și n-ar mai vrea să mă ia și eu, v-ați luat de sus și facem prea important. Au început lucrările pe drumul județean 115, drum care l-am predat prin lucrările de Consiliul Local. Și să mulțumesc Consiliul Județean pentru faptul că a fost promot. Pe implicare. Pe ceea ce a făcut și rezolvă o problemă. Dacă nu se are un domeniu, spuneți că știi. Drumul Poiana Helegiu. Prima fază este Poiana Helegiu. Iar în perioada următoare, în anul următor, se va returna un covor de asfalt, din informații pe care am eu, de la Sfăiga, Poiana, până în zona asta care se face. Dar e un curător pentru noi, în zona aceea, când se face un drum, chiar dacă nu trebuie să vă univers, Consiliul de Țeașa a plecat la Țeașa, de la drumă. Dacă e încă de la Țeașa, poate va veni o perioadă bună și de aici încolo, să punem și noi la aplicare perioadele. Unul, doi, ce o mai fie, anul să venim să începem la treabă. Chiar dacă lumea o să spună că de acum tot ce facem este este electorat. Tot ce vom face începând din 2024, nu vom mai vedea lumea care realizăm, ci vom vedea campanie electorat. Deja de acum, critică. Dar vă rog eu, în special cu apa, nu am văzut să vă aplicați un pic. Nu este o rușine să chemăm firmele înapoi, nu le chemăm doar să...
Adică să ne acuzăm. Haideți, domnule, să găsim o rezolvare, să fie un pic mai... să se aplece asupra domeniului. Pentru că nu este imposibil ca la această vreme să nu avem măcar pentru jumătate din comuna apă. Este moment să o ducem cu tractorul, cu budanele, să operăm. Nu mai spun eu. Dar nu mai spun. Da, asta am vrut să spun. Eu sunt dat, trebuie să dat, vă spun. Da, haideți să vă spun. Cine e dat asta mai bine? Domnului, ai ca experiență. Și încă o dată, Consiliul Județean chiar și-a făcut treaba. Prin faptul că am găsit o soluție, considerând că nu avem mai. Oamenii chiar am avut o discuție la Consiliul Județean, cu președintele Consiliului Județean, atât Comuna Lidesc, cât și Comuna Elegiu, cât și Comuna Bârsănești. Știți bine că cea mai multă implicare o aveam noi și cu Bârsănești, nu știu cum Elegiu, pentru că legal, satele noastre, Poiana, hai să zicem că aș vrea să stăriga aici o parte la altă, iar Poiana erau oamenii trebuia să treacă acolo. Și vorbim de sat oameni. Iar un sat iar un sat care era izolat cu a... Soluția era una singură. Ca să poată să ne ajute, trebuia să ne dea să poată să facă investiția. Ca să poată să facă investiții, trebuia să fim proprietarii acelui drum. Am trecut-o cu un zile și spune, votăm în Consiliul Local, atât noi cât și Helegiu, că nu putea să oprească printr-un somn. Normal putea să dea Helegiu, dar legal nu era, pentru că trebuia să înțepe din DN-ul în DG-ul la scărie. Dar nu putea să facă un capăt de drum, dar nu era... Nu era... Nu se devineau condiții, nu se legau să trei somnuri, nu? S-a dus la deprimire. Și cu toate opreliște sau cu toate vorbe, când o să facă, o să vadă, că nu știu ce. Dar, în momentul de față, organizarea de șantier s-a înființat acolo. Din ce știu eu și vă spun, sigur, de mâine, nu de mâine, trec săptămâna asta pe la jumătate, o să fie oprit pentru că toți vor pleca să șantier. S-a făcut organizarea de șantier, iar de la anul va începe. S-a început grând la totul de la șantier. Chiar dacă o să spun, stai că o plecat, că nu se mai pare, uite, o venit, dar o plecat. Nu! Perioada de iarnă, atât și autostrăzile, o parte din zile de sărbători, să opri. O să fie, asta o să mai spun vreo, dar acel drum se va face. Garantat, adică acum este 100% plecat pe... S-au plecat pe volumul și lucrurile zburii pentru noi. Și, așa, toate vor fi rezolvate la timpul lor, dar să știți că noi ne implicăm. Chiar mă implic și chiar încerc să fac treaba. Ca o să o fac cât de cât corect și legal că vedeți ce se întâmplă, ordonanța care primea domnul consilier ne împiedică pe toți. Pentru că la sfârșitul anului se făceau plățele arierate, știți ce era. Atunci se putea face, acum suntem condiționați. De aceea ordonanță nu poți să o faci, că singurul care răspunde și asume este primarul. Să-și direct la primar, nu-și mai duce la aerobus. Dacă vrei să faci, poți să faci. Ai dat drumul, dar când vine justifici de ce și pentru ce să o facă plățele. Eu ce să vă zic, vă mulțumesc pentru critică, vă mulțumesc și că ați discutat, am vorbit-o la început, dacă vorbim numai de acum, v-ați spus că suntem în linii dreapte. Azi, firma asta poate fi abonat. Bineînțeles că poate fi. Da, și mai este problema cea mai gravă, s-a închis ventilul către orșa. Dar ce-i bătă? Păi cum? Știi totul lucru? S-a închis, s-a închis, dar nu știți să mergem la față. Domnul, pe chiar vreau să mătă. Eu ne știu. Din altul. Dar vreau să mătă. Dar mergem la față. O transpireție asta? Nu, nu. Nu e vreau să mătă. S-a mai adus, 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 s-a mai adus. Domnul primar, ascultați un pic. Sistemul de alimentare. Vă spun că este închis. Cu apă publică. Nu are dar voie să intre nimeni să intervine. Ba da, vă spun că este închis și nu trebuie să vedeți. Ce? Putea... Apoi...